În cadrul Colegiului Prefectural ce a avut loc astăzi, reprezentanții ANAF Brașov au prezentat bilanțul instituției pe primele 6 luni din acest an. ANAF Brașov administrează 214.798 de contribuabili, din care 45.845 reprezintă persoanele juridice, 531 instituțiile publice și 168.422 persoanele fizice. În cadrul regiunii pot să spun că Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov ocupă un loc fruntaș la încasări și anume pe primul semestru am contribuit la bugetul general consolidat al statului cu suma de 2.283.572.115, situându-ne pe primul loc în regiunea Brașov. Pe lângă acestea, s-au prezentat și îmbunătățirile pe care reprezentanții ANAF Brașov le-au făcut pentru a evita așteptarea la cozile interminabile de la ghișee. Aceștia au transmis că lucrează la modernizarea serviciilor instituției și se concentrează pe o colaborare mai bună cu contribuabilii. În acest sens, avem servicii atât la ghișeele noastre, s-a implementat conceptul de ghișeu unic, asta înseamnă o incintă în care atât persoanele fizice cât și cele juridice să-și poată soluționa problematica pentru care se prezintă la sediile noastre într-un singur loc, fără a mai fi necesar să se plimbe pe la mai multe birouri și așa mai departe. De asemenea, s-a introdus un standard de calitate a serviciilor, în sensul că suntem obligați să soluționăm problema contribuabilului în termen de cel mult o oră de la momentul în care intră în unitatea fiscală. Sistemul de gestionare a cozilor ajută la ținerea evidenței numărului contribuabililor, a timpilor de soluționare și de așteptare.